soluții să se stângă. Am putea să vorbim despre asta, despre aceste soluții de albire la domiciliu, așa? Eu sunt, n-aveți cu cine vorbi decât să vă spun că sunt total contra. Bun, care sunt riscurile? Ca să înțeleagă oamenii despre riscurile, ce e vorba, de fapt. Că ați văzut că peste, acum cred că sunt și în supermarketuri mai nou soluții de albire a dinților. Să știi că acum câțiva mulți ani, când făceam eu doctoratul și era pe estetică, studiam niște tratate din Statele Unite, care la 4-5 ani există o grupare de medici care evaluează fiecare produs stomatologic. Nu este pentru masele largi, da? Pentru că altfel n-ar mai merge industria, farmaceutică, oricare ar fi ea. Și albirea făcută acasă cu produse de 20 de ani era contraindicată. De ce? Hai că înainte se producea demineralizarea dinților. Acum se produce o deshidratare, să spunem că nu este atât de agresivă. Dar acele mici rugozități care rămân pe smalț, micro rugozități, nu fac decât să adere placă bacteriană, bacteriile din gură se mulțesc în zona respectivă și duc în timp la carii. Ceea ce nu știu oamenii este că cele mai periculoase carii nu sunt cele care se văd pe coroană. Și apar acele carii de rădăcină, da? Unde în momentul în care ea și-a făcut damblaua, putem să pierdem dintele. Pentru că nu avem cum să punem plombe pe rădăcină. Asta este marele risc, pentru că în albire odată trebuie să ai grijă de suprafața dintelui pe care ai albit-o, să o rehidratezi și, doi, să ai grijă ca substanța de albit să nu intre sub gingival. Știu că sunt gutiere, nu sunt bine adaptate sub gingival, nu sunt făcute, cel puțin cele pe care le facem acasă, corect și personalizat pentru fiecare pacient. Și noi, după albire, trimitem acasă cu o gutieră care să continue efectul, să prelungească efectul albirii, cu un produs anume creat pentru albirea acasă și cu produse de refacere completă a smalțului. Da? Albirea în ziua de azi nu mai este periculoasă, făcută în cabinet, nu mai este nici foarte ieftină, pentru că ea are grijă ca kitul să conțină absolut tot pentru a nu fi nicio problemă. Asta nu știu pacienți. Ideea asta, cât costă? Costă fiecare pentru cât dă. Pentru că e fiecare produs în parte costă. Cât dă, da. Și atunci trebuie să fim atenți și la lucru.